Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă aceasta la tradiționalul pelerinaj de florii, organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română. Ca și în ceilalți ani, pelerinajul se desfășoară pe traseul Mănăstirea Radu Vodă, Catedrala Patriarhală, acolo unde vor fi întâmpinați de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel. În aceste zile se fac ultimele pregătiri pentru eveniment. Procesiunea va avea loc pe același traseu ca și în ceilalți ani, de la Mănăstirea Radu Vodă până la Catedrala Patriarhală, cu două opriri pe traseu, la Biserica Sfântul Spiridon Nou și Biserica Sfânta Ecaterina. Iar la acest pelerinaj vor participa clericii din capitală și din județul Ilfov, pe cele 6 protopoiate în capitală și 2 protopoiate în județul Ilfov. Clericii vor participa în costumul special confecționat pentru această procesiune, iar la procesiune, pe lângă clerici, vor participa și credincioșii care doresc ca să participe la acest moment misionar, doresc ca să se bucure și să trăiască duhovnicește în amintirea intrării triumfale a Mântuitorului în Ierusalim. Amintim că vor participa în jur de 800 de preoți la această procesiune, iar credincioșii sunt așteptați în număr cât mai mare ca să fie prezenți și împreună rugători cu preoții. Înainte de începerea procesiunii, la Mănăstirea Radu Vodă va avea loc slujba veceriei la ora 2:30, iar procesiunea va începe la ora 16:10 și se va încheia în fața Catedralei Patriarhale, după ce Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinți icoana care va fi purtată în procesiune, va binecuvânta credincioșii și va rosti cuvântul de învățătură. Pelerinajul de flori din capitală este mediatizat cu sprijinul Centrului de Presă Bazilica al Patriarhiei Române.